Aveți în planul escapadă, nu știu, în weekend sau în perioada următoare? Nu, acum, până nu termin filmările, probabil că se vor fi terminat undeva la finalul lui martie și după aceea chiar ne plănuisem să plecăm din nou într-o croazieră, undeva să ne și odihnim și în același timp să mă și refac. Filmările astea pentru noi sunt deosebit de plăcute pentru că chiar s-a creat o echipă absolut minunată, dar condițiile sunt dificile, mai ales acum iarna când avem exterioare și se filmează și câte 12 ore pe zi, deci... E epuizant. E, dar nu simțim treaba asta, adică nu asta, nu spun ca să ne plângem, ci din contră ca să ne concentrăm cât mai mult și exact asta vorbeam adineauri, că am început să-mi învăț textul pentru episodul final. Care ar fi secretul căsniciei de lungă durată? Bine, știu că ați mai trecut și pe la notar, dar cum ați reușit să mențineți așa relația, căsnicia, într-o armonie, într-o susținere? În primul rând aș putea spune că prin înțelepciunea lui Alice, pentru că ea, fiind un om foarte echilibrat, a înțeles că zăbăuceala mea poate fi iertată sau scuzată, pentru că nu este făcut niciodată cu rea intenție, ci pur și simplu temperamentul meu este artistic. Deci, în primul rând, prin înțelepciunea lui Alisu și, în al doilea rând, cred că prin respectul pe care îl port. Și atunci întotdeauna am recunosc greșelile, pentru că din respect față de cine este și cum se comportă Alice cu mine, îmi dau seama că atunci când îmi spune ceva, nu o spune ca reproș, ci pur și simplu ca și atenționare. După episodul cu divorțul din 2008, a mai existat vreo amenințare, așa, să-i spunem? Nu, pentru că semnalul acela de alarmă tras la momentul acela a însemnat în primul rând o repoziționare, cum spunem noi, o reconfigurare de traseu în GPS. Și atunci undeva în mintea mea am realizat că dacă până atunci profesia era pe prim plan, a devenit foarte important să nu mai fie pe agenda, să fie ultima prioritate, familia sau chiar eu personal. Pe plan profesional, mai există sau ce personaj încă nu ai avut ocazia să interpretezi și îți dorești? Unul din secretele profesiei, atunci când mi-am dat seama ca să nu intru în vreo supărare, bai, dar de ce n-am jucat eu aia, am zis nu, trebuie să învăț. Așa s-a mi-am spus încă de la începutul carierei și anul ăsta fac 30 de ani de carieră. Ține-i. Mulțumesc. Mi-am zis, cel mai important este să mă bucur de orice rol mi se oferă. Să n-am o prejudecată, dacă n-am jucat Hamlet, trebuie să am vreo frustrare. Și de asta, în orice rol mă veți vedea, primul lucru, indiferent că e dramă sau comedie, primul lucru o să vedeți în spatele rolului bucuria mea de a mă juca. Pentru că, până la urmă, noi ne apropiem un pic de acea stare de copilărie în care, indiferent că jucai hoțul sau vardistul, tu te bucurai de indiferent de rolul care îl primeai. Ultima întrebare și închid interviul. Cum este să lucrezi cu Carmen Simionescu? Ea este un actor la început. În primul rând că am descoperit un om foarte mișto, foarte cald și deosebit de prietenos și cu un respect extraordinar față de profesie. Deci, din punctul de vedere, n-a fost nimic dificil. Ce mă surprinde foarte plăcut, iarăși, este cât de bine și onest și-a făcut profesia văzând secvențele. Asta e remarcabil pentru că un actor care încă nu are experiență de a fi autentic și de a fi acolo cu tot sufletul, fără să încerce să fie mai bun sau să încerce să demonstreze ceva. Și cred că a reușit din punct de vedere performanță de a fi o actriță foarte onestă și care își duce rolul impecabil din punct de vedere al premiselor de rol.